Aș vrea să vă citesc o povestire din această carte. M-am uitat acolo două zile peste ea. Înainte a fost tradusă, nu știu, prin 98, nu știu exact, sub titlul Butoiașul Vrăjit. Traducerea asta e mai bună, Lada Fermecată, dar este vorba de ultima povestire din cartea de povestiri, Bernard Malamud. Dar, din păcate, traducerea asta mie nu mi se pare prea grozavă. Dar nu mai am cealaltă. În fine, un fel de interesant e. Și cumva, acum am ajuns să cred că povestirile au legătură cu ultima povestire, ca și cum profeții au legătură cu Isus, nu? Da, asta este. Era tradusă în cartea cealaltă Lectura unei veri. Aici este tradus un cititor de vară. Nu știu cum e în engleză. No, ca să vă citesc ce zice aici despre Bernard Malamud. Bernard Malamud descinde dintr-o familie de evrei ruși imigrați în New York. S-a născut în Brooklyn, New York, în 1914. Tot aici a definitivat studiile. S-a născut în Brooklyn, New York, în 1914 și tot aici a definitivat studiile. Punct. Și-a luat în 1936 diploma la City College of New York și a obținut masteratul 6 ani mai târziu la Columbia University. La 20 de ani terminase deja primul roman. Dar nemulțumit la ars, continuând, în schimb, să scrie proză scurtă, gen în care a reușit să devină adevărat maestru. A publicat primele povestiri în 1941, dar abia după 2 ani a reușit să le vadă acceptate de reviste mai sonore precum Harper's Bazaar sau Partisan Review. Ca romancier a debutat în 1953 cu The Natural, un mic roman parabolă despre viața unui jucător de baseball, realizat apoi cu Robert Redford în rolul titular. A urmat de Assistant, a fost adus la noi Băiatul de Prăvălie sau nu știu ceva. 1957, inspirat din episoade care i-au marcat copilăria și The Magic Barrel, Lada Fermecată, sau Butoiul Fermecată, pe care îmi spune, Desfăra de o ladă cu bilete. Primul volum de povestiri publicat în 1958 și distins un an mai târziu cu National Book Award, cel mai cunoscut roman al lui rămâne de fixă, Cârpaciu, pentru care a primit premiul Pulitzer în 1967, fiind desemnat în același an cartea anului la Cârpa Lada Fermecată, cred că de fixă despre Stalin, sau de fapt nu poate și despre Stalin, dar de fapt despre o istorie mai. Ceea ce s-a întâmplat la ea. Acolo a fost acuzat de plagiat, după un tip care și-a scris autobiografia. Malamud a predat multă vreme la Oregon State University, a ținut cursuri la Pennington College din Vermont și la licee din Brooklyn. Căsătorit cu o italiancă, Anne de Chiara, a călătorit mult în Italia și Europa. Una dintre cele mai emoționante biografii ale scriitorului a fost semnată chiar de fiica sa, Jana Malamud Smith, intitulată în bună traducție hasidică My Father is a Book, care cunoaște excelența în proză scurtă în 1986, după moartea scriitorului s-a înființat primul Pen Malamud, acordat cele mai bune volume de poveste ale anului. Cele strânse la Lada Fermecată sunt decupaje pline de dramatism din viața emigranților din New York, majoritatea evrei. Dramele mici sau mari care se citesc în cele mai obișnuite postate de vieții de zi cu zi sunt creonate în linii ferme, la fel ca personajele care trăiesc și îndulcite de infuzii de umor câteva cu viața suportabilă și speranța posibilă. Alina Purcaru. Dar ce vreau să zic? Traducerea este de, și cu note de Dana Covăceanu. Vreau să vă spun că cumva am găsit-o, nu știu dacă toate povestirile gravitează în față de ultima,
Așa ar trebui, poate, nu știu. Ultima este cu un rabin și cu o fată și cu un aranjator de căsătorii. Dar noi vom citi lectura unei veri sau un cititor de vară, cum este aici. Și vom vedea că, deci dacă ultima este cu un tânăr rabin care trebuie să-și înceapă rabinatul, să se căsătorească, avem aici un băiat care s-a lăsat de școală și care, când e întrebat cu ce se ocupă, zice că citește, deși nu citea. Și vede că toată comunitatea a început să-l privească altfel, până când odată un prieten de-a lui, beat, îl întreabă totuși, pune o carte, povestește-mi și mie ceva. O mai în vârstă și cumva era o alter ego, nu? Și atunci veți vedea, povestirea se termină cu băiatul, se duce la biblioteca publică, se uită la 100 de cărți și ia și le pune pe masă și începe să citească. Deci aici nu este o chestie de aia, a, eu citesc, eu nu mă tem de Dumnezeu că eu citesc. Nu. Aici vedem importanța scriitorului și chiar a cititorului. Nu zice că după aia băiatul s-a apucat să scrie epopei. Dar vedem importanța asta a lecturii de carte, care poate însemna și lecturii de Biblie. Nu? Deci importanța lecturii și a cărții, fie a carte sfântă, fie a carte modernă. Un cititor de vară. George Stoianovic era un băiat din vecin care renunțase la școală la 16 ani, într-un impuls de moment, și care, deși era exasperat de faptul că unde se ducea să-și caute de lucru, era întrebat ce absolvise, el trebuia să recunoască rușinat că nu avea școală, totuși nu mai apucase niciodată să-și continue studiile. În vara asta, slujbele se găseau foarte greu, iar el era șomer. Având atât de mult timp liber, George s-a gândit să urmeze cursurile școlii de vară, dar a fost prea în vârstă față de colegii de clasă pe care i-ar fi avut. S-a gândit atunci la posibilitatea de a se înscrie la niște cursuri serale, dar nu i-a plăcut ideea că va avea profesori care vor spune ce trebuie să facă. Simțea că aceștia nu-i vor acorda respectul cuvenit. Rezultatul tuturor acestor considerații a fost că stătea închis în cameră aproape tot timpul. Avea aproape 20 de ani și simțea nevoia să iasă cu fetele din cartier, dar nu avea niciun ban și tatălui, care era un om sărac, nu-i putea oferi mai mult de câțiva cenți din când în când, iar sora lui, Sofie, care semăna foarte mult, fiind o fată înaltă și slabă cu părul blond, câștiga atât de puțin încât abia putea să se întrețină, nemai rămânând de nimic și pentru el. Mama lor murise, iar Sofie era cea care avea grijă de ei și de casă. Tatălui George se trezea în zori și pleca la muncă într-o piață de pește. Sofie pleca în jurul orei 8 și după un drum lung cu metroul, ajungea într-o suburbie a Bronxului, unde lucra într-o cafenea. De aceea George își bea cafeaua de dimineață singur, apoi își pierdea vremea prin casă. Atunci când singurătatea și plictiseala deveneau prea apăsătoare, se apuca să deretice în apartamentul lor cu 5 camere și situat deasupra unei băcănii, ștergea podelele cu un mop ud și făcea ordine, dar în cea mai mare parte a timpului stătea în camera lui. După amiază asculta meciul de fotbal american sau citea fie World Almanac, din care avea 2 ediții cumpărate de el cu mulți ani în urmă, fie revistele și ziarele pe care Sofie le aducea acasă pentru că fusese uitate de clienți pe mesele din cafenea. De cele mai multe ori, acestea erau reviste ilustrate care vorbeau despre vedetele filmului sau ale sporturilor, precum și exemplare din The News și The Mirror, Știrea și Oglinda. Și Sofie citea tot ce îi cădea în mână, uneori având norocul să dea chiar peste romane bune. Într-o zi, l-a întrebat pe George ce face toată ziua în camera lui, adică a spus că citește mult. Ce citești în afară de ziarele și revistele pe care le aduc eu acasă? Ai citit vreodată o carte cu adevărat bună? Câteva, i-a răspuns George, deși nu era adevărat. Încerca să citească una sau două cărți dintre cele pe care Sofie le avea în casă, dar și-a dat seama că nu avea dispoziția necesară, așa că le-a abandonat.
în ultimul timp nu putea suporta să citească povești făcute de alții, îl călcau pe nervi, i-aș plăcut să aibă o pasiune cu care să se ocupe timpul. Copil fiind, îi plăcuse tâmplăria, dar de unde să lucreze? Dar unde să lucreze așa ceva? Uneori în timpul zilei se ducea să se plimbe, iar de cele mai multe ori prefera să facă asta după ce soarele apunea și pe stradă era mai răcoare. Seara după cină, George pleca de acasă și rătăcea pe străzile din cartier, trecând pe lângă proprietarii magazinelor și soțiile lor, așezați pe scaune în fața respectivelor proprietăți, pe trotuarul desfundat, vorbind și glumind între ei, sau pe lângă grupul de tipi ce își pedeau vremea pe colțul de lângă bombonerie. Pe doi dintre ei cunoștea de viață, dar nimeni nu dădea semne că l-a recunoaște pe celălalt. Nu avea o țintă anume în aceste plimbări. Dar în general, cu excepția cazului când era trecut de 10 seara, el ieșea din cartier și se ducea într-un mic parc prost luminat cu bănci și copaci, cu straturi înconjurate ca un găduleț din fier forjat, care dădea sentimentul de protejare a intimității. Se așeza acolo pe o bancă, privind la copaci înfrunziți și la florile ce mălțuiau rondurile protejate de găduleț, gândindu-se la cum ar putea să-și crească o viață mai bună. Se gândea la slujbele pe care le avusese de când renunțase la școală. Curier, funcționar, muncitor în fabrică mai recent și realiza cât de nemulțumit fusese de toate. Simțea că și-ar dori ca într-o bună zi să aibă o slujbă cu adevărat bună și să locuiască într-o casă numai a lui, cu verandă pe o stradă străjuită de copaci. Ar lucru să aibă și ceva biștari în buzunar, care se poate cumpăra ce-și dorește, și o fată cu care să iasă prin noapte mai ieșită de singur, în special în noapte de sâmbătă. Își dorea ca oamenii să-l placă și să-l respecte. Mai tot timpul se gândea la astfel de lucruri, dar în special nopțile când stătea singur pe bancă parc. Pe la miezul nopții se ridica și se tărea înapoi spre aridul și fierbintele său cartier. Odată, în timpul obișnuitei sale plimbări, George l-a întâlnit pe domnul Catanzara, care se întorcea foarte târziu de la serviciu. Se întreba dacă nu cumva este beat, dar mai apoi și-a dat seama că nu era. Domnul Catanzara, un bărbat scurt, gras și chel, muncea ca acar într-o stație IRT și locuia în blocul ce urma după blocul în care locuia George, chiar înainte de cizmărie. Noaptea, în timpul sezonului cald, stătea pe un taburet, mai eu, în fața casei și citea ziarul The New York Times, la lumina ce venea prin fereastra căciumarului. Îl citea de la prima până la ultima pagină, după ce care se ducea să se culce, și în tot timpul cât el citea ziarul, soția lui, o femeie grasă cu o față foarte palidă, stătea aplecată pe fereastră cu brațele albe și groase încrucișate, peste care se revărsau sânii lăsați, sprijinit de pervaz, uitându-se la ce se petrece pe stradă. Din când în când, domnul Catanzara venea beat acasă, dar fără să facă gălăgie. Nu a creat niciodată vreo problemă, doar că mergea țeapăn pe stradă, după care urca șovăienic treptele și intra în holul clădirii. Chiar dacă era beat, își păstra aceeași înfățișare de totdeauna, deosebit fiind doar mersul lui țeapăn, tăcerea sa și faptul că avea ochii umezi. George ținea la domnul Catanzara, dar aceea își amintea cum îi dădea când era mic câțiva bănuți aibă cu ce să-și cumpere limonadă cu gheață. Domnul Catanzara se deosebea de ceilalți oameni din cartier. Te întreba altceva decât ceilalți atunci se întâlnea cu tine și părea că este la curent cu tot ce se scria în ziare, pentru că el le citea în răstimpul cu soția sa cea grasă și bolnavă prinea strada de la geamul ei. Ce ai de gând să faci pentru tine seara în vara asta, George? L-a întrebat domnul Catanzara. Te văd mereu plimbându-te prin jur în timpul nopții. Îmi place să mă plimb, i-a răspuns zenat George. Ce faci în timpul zilei acum? Nu prea fac nimic, aștept să-mi găsesc ceva de lucru, după care simțindu-se rușinat de faptul că nu muncești, adăugat. Dar citesc foarte mult pentru că încerc să mă îmbunătățesc educația. Domnul Catanzara a părut foarte interesat de ceea ce auzea și a strâns transpirația de pe chip cu batița lui mare și roșie. Ce citești? George a avut un moment de ezitare, după care i-a răspuns. Am luat o listă de cărți dintr-o librărie cândva și m-am hotărât să le citesc în vara asta.
se simțea ciudat și un pic nemulțumit de faptul că turnase această minciună, dar își dorea ca domnul Catanzara să respecte. Câte cărți sunt pe lista aia? Nu le-am numărat, poate în jur de 100. Domnul Catanzara a scos un fluierat printre dinți. Mă gândesc că dacă le voi citi, a continuat George mai încrezător, mi-aș îmbunătăți nivelul de cunoștințe. Nu mă refer la genul de cunoștințe pe care le ai când ești absolvent de liceu. Îmi doresc să aflu altfel de informații decât cele pe care tinerii le capătă într-un liceu, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Acarul a dat din cap și a spus, totuși 100 de cărți este o sarcină cam grea pentru o singură vară. Da, s-ar putea să-mi ia mai mult timp. Poate că după ce termin câteva, tu și cu mine vom putea să trâncănim puțin împreună despre ele. Ce zici? A mai spus domnul Catanzara. Când o să le termin, a spus George. Domnul Catanzara s-a dus acasă, iar George a continuat plimbarea. După asta, deși ar fi trebuit să grăbească punerea în practică a hotărârii luate, George nu a făcut nimic în plus față de programul obișnuit. A continuat să-și facă obișnuitele plimbări nocturne care aveau drept ținte micuțul parc. Într-o seară, cizmarul din blocul vecin l-a oprit pe George pentru a-i spune că este un băiat bun, iar George și-a dat seama că probabil domnul Catanzara îi povestise despre cele 100 de cărți pe care le va citi în vara asta. De la cizmar, probabil că vestea ajunse se în josul străzii, deoarece George a văzut vreo doi tipi zâmbindu-i prietenos, deși nimeni nu i-a adresat nicio vorbă. A început să se simtă ceva mai bine în cartier, acesta devenindu-i mai simpatic, deși nu a atât încât să dorească să locuiască aici toată viața. Lui, de fapt, nu-i displăcuseră cu adevărat niciodată oamenii de aici, dar nici nu-i plăcuseră prea mult odată. Era vina celor din cartier că se întâmplase asta. După un timp, George și-a dat seama că și ai lui aflaseră despre faptul că el citea mult, deși tatălui, care niciodată nu fusese un vorbăreț, era prea timid pentru a aborda acest subiect în mod direct. Dar Sofie, prin grija tandră pe care o arăta în ultima vreme, dorea să-i arate într-un fel cât de mândră de el. La sfârșitul verii, George începuse să se simtă destul de bine în pielea lui. Făcea curat în casă în fiecare zi ca pe o favoare pe care o acorda surorii sale și se bucura mult mai mult de meciuri de fotbal american. Sofie îi dădea $1 pe săptămână de ceva vreme ca bani de buzunar. Deși era foarte puțin, totuși dacă se gospodărea cu atenție, era un adevărat rai pe lângă situația din trecut când avea 2 cenți din când și când. Ceea ce își cumpărase cu banii, în special țigări, uneori câte o bere sau bilete la cinema, îi dăduse un plăcut sentiment de împlinire. Viața nu era atât de urâtă dacă știai să te bucuri de ceea ce îți oferă. Din întâmplare a cumpărat și o carte cu preț redus la un stand, dar niciodată nu și-a făcut timp să o citească, deși era încântat că are 2 cărți în cază la lui. Dar ea citi în întregime și revistele aduse de Sofie. Aici este o greșeală. Iar noaptea era cel mai plăcut interval al zilei, pentru că timp ce trecea prin fața proprietarului de magazine, stând pe scaune în fața prăvăliilor lor, le simțea privirile măsurându-l. El mergea cu spatele drept și capul sus, deși nu și-a adresat niciun cuvânt. Simțea cum este înconjurat de o atitudine aprobatoare. De 2 nopți s-a simțit atât de bine, cât nu s-a mai dus până... Și, este un lucru foarte interesant. Uite, este colecția Cotidianul. Dar este editura Univers. Editura Univers. El mergea cu spatele drept și capul sus și, deși nu și-a adresat niciun cuvânt, simțea cum este înconjurat de atitudine aprobatoare. Vreo 2 nopți s-a simțit atât de bine, încât nu s-a mai dus până la parculețul atât de drag lui. S-a mulțumit să se plimbe doar prin cartierul lui, unde oamenii îl cunoșteau de când era copil și bătea mingea pe străzi, după care s-a întors acasă, s-a dezbrăcat și s-a întins în pat, adormit cu un sentiment de mulțumire în suflet. Timp de câteva săptămâni nu a mai vorbit decât o singură dată cu domnul Catanzara, și acesta nu a mai dus vorba despre cărți și nu a mai întrebat nimic. George nu prea
s-a simțit în largul său. De aceea o vreme nu a mai trecut prin fața locuinței a Carlului, până într-o noapte când, neatent fiind, a ajuns în dreptul acesteia, venind într-o altă direcție decât cea din care venea de obicei. Era trecut de miezul nopții, în afară de unul, doi întârziați, strada era pustie, iar George a rămas surprins să vadă pe domnul Catanțara citindu-și ziarul la lumina unui felinar la o oră atât de târzie. Primul lui gând a fost să se oprească să stea de vorbă cu el. Nu știa despre ce anume să vorbească, dar s-a gândit că se va orienta pe loc, cuvintele urmând să vină de la sine. Totuși, cu cât cugeta mai mult această discuție, cu atât ideea de a o purta începea să sperie mai tare, astfel încât până la urmă s-a hotărât să nu mai discute cu bărbatul. S-a gândit chiar să o ia pe alt drum către casă pentru a-l ocoli, dar era prea aproape de domnul Catanțara, care putu să-l vadă cum o ia la fugă pentru a nu da ochii cu el, ceea ce ar putut supăra. Așa încât George, încercând să afișeze multă siguranță de sine și mimând că vrea să uite la ceva interesant din vitrina unui magazin de peste drum, a traversat strada pentru a nu da ochii cu acarul, simțindu-se prost pentru gestul pe care tocmai îl făcea. În plus, era teamă că domnul Catanțara va ridica ochii din ziar și îl va zări, după care va striga după el, apostrofându-l că fuge de el, așa cum fug șobolanii de pe un vas și se scufundă. Dar, din fericire, tot ceea ce făcea acarul era să stea acolo și să citească ziarul la lumina slabă a felinarului, reflectată de chelia sa lucioasă, transpirând abundent pe sumaiou, și cu soția lui cea grasă plecată peste pervazul ferestre de la etaj, parcă în încercarea de a lectura încă o dată cu el pagine din The Times, Timpul. George s-a temut că femeia l-a vedea și va striga pe soțul ei, dar ea nu și-a luat nicio clipă ochii de la acesta. După această întâmplare, George a pus în minte să se ferească de acar, până când va reuși să termine cărțile cu preț redus pe care le cumpărase, dar apucându-se de citit, și-a pierdut repede interesul văzând că erau cărți ce conțineau povestiri, astfel încât nu le-a terminat niciodată. De altfel, și-a pierdut interesul de a citi orice altceva, astfel încât revistele și ziarele aduse de Sofie zăceau acum neatinse. Ea a văzut cum crește mormanul de ziare și reviste de pe un scaun din camera lui și l-a întrebat de ce nu le mai citește. Iar George a spus că, având atât de multe cărți de citit, nu mai are timp pentru ele. Sofia a răspuns atunci că se gândise și ea deja că asta ar fi cauza, astfel încât acum George nu mai făcea nimic altceva decât să asculte radioul, schimbând postul atunci când se plictisea. De obicei ținea casa într-o curățenie desăvârșită, dar de la o vreme a încercat să încetat să mai facă și asta, dar Sofia nu i-a zis nimic. Ea a continuat să se poarte frumos cu el și să-i dea salariul săptămânal de $1, dar pentru el lucrurile nu mai stau totuși la fel de bine ca înainte. Dar îi mergea încă destul de bine și continua plimbările nocturne, indiferent cât de rea fusese vremea peste zi. Și în una dintre nopți, inevitabilul s-a produs. George l-a văzut pe domnul Catanțara îndreptându-se direct spre el. George tocmai vrea să se întoarcă să o ia la fugă, când și-a dat seama după mersul acesta că era beat, dar în aceste condiții mai mult ca sigur că nu avea să-i dea atenție. Așa încât continua să meargă drept înainte, până când a ajuns în dreptul domnului Catanțara și, deși avea inima cât un purice, dorindu-se poate deveni invizibil, totuși nu a fost prea surprins când a văzut că acarul tăcea pe lângă el, fără un cuvânt, cu corpul și fața împietrite. George a lăsat să îi scape unor oftat de ușurare, când odată s-a auzit strigat pe nume și l-a văzut pe domnul Catanțara lângă el, mirosind ca un butoi de bere răzuflată. Acesta se uita la George cu o privire tristă, care l-a făcut pe George să se simtă atât de prost încât venea să împingă din calea sa pe bărbatul beat să-l vadă de drum, în liniște. Dar nu putea să se comporte așa cu domnul Catanțara, cu atât mai mult cu cât acesta i-a scosese o monedă din buzunarul de la pantalon pe care o întindea. De ce? Du-te să-ți iei o limonadă cu cubul de gheață, George. Au trecut de mult timp pe alea, domnule Catanțara, a spus George. Acum sunt băia mare. Nu. Nu ești, i-a răspuns domnul Catanțara, lăsându-l pe George fără replică.
Ce s-a întâmplat cu toate cărțile alea pe care spuneai că le citești? A mai spus el încercând să stea drept, deoarece începuse să se clatine. Nimic rău, presupun, a răspuns George, în timp ce se întroșise caracol. A, presupui doar, nu e sigur, nu? A continuat Acarul cu un zâmbet vigant pe chip pe care George nu-l mai văzuse niciodată. Bineînțeles că sunt sigur, totul este în ordine cu cărțile. Deși capul îi se clătina dintr-o parte într-alta, domnul Catanțara se uita fix la el cu ochii albaștri pătrunzători, a căror privire te sfredelea dacă te uitai prea mult la ei. George, a spus el, spune-mi și mie un titlu de carte pe care ai citit-o, iar eu o să beau în sănătatea ta. Dar eu nu simt nevoia să bea cineva în sănătatea mea. Spune-mi un titlu de carte ca să te pot întreba despre ce scrie acolo. Cine știe, dacă mi se va părea o carte bună, poate că voi vrea să o citesc și eu. George știa că părea foarte calm, dar în sufletul său simțea cum totul se prăbușește în jurul lui. Incapabil să dea un răspuns, a închis ochii și atunci când i-a deschis din nou, părându-i se că trecuse un veac, a observat spre ușurarea sa că domnul Catanțara plecase, deși încă îi răsunau în urechi ultimele lui cuvinte. George, nu repeta greșeala pe care am făcut-o eu. În noaptea următoare i-a fost frică să mai iasă din camera lui și, deși s-a certat cu Sophie pe această temă, nu a deschis ușa. Ce faci acolo închis în cameră? L-a întrebat Sophie. Nimic. Nu citești? Nu. Atunci a trecut o clipă, după care i-a pus o altă întrebare. Unde ții toate cărțile alea pe care le citești? Nu am văzut niciodată vreuna în camera ta, în afară a câtorva porcării la preț redus. El nu i-a răspuns nimic pentru că nu avea ce să-i spună. Dacă așa stau lucrurile, nu merit să mai primești acel dolar din banii mei pentru care muncesc din greu. De ce ar trebui să mă spetez muncind ca să te întrețin pe tine? Du-te și caută-ți de lucru, neisprăvitule. George nu a mai ieșit din camera lui încă o săptămână, cu excepția micilor incursiuni făcute pe furici în bucătărie atunci când nu era nimeni acasă. Nimic, nici ocările transformate apoi în rugămintea lui Sophie, nici lacrimile tatălui său, nici chiar vremea cumplită care făcea ca camera să nu fie aer și fiecare gură de aer trasă în piept se pare ca o flacără ce păjura pe lumini, nu l-au putut determina să-și părăsească odaia. George nu a mai ieșit din camera lui încă o săptămână, cu excepția micilor incursiuni făcute pe furici în bucătărie atunci când nu mai era nimeni acasă. Nimic, nici ocările transformate apoi în rugăminți ale lui Sophie, nici lacrimile tatălui său, nici chiar vremea cumplită care făcea în cameră să nu fie aer și fiecare gură de aer trasă în piept îi se pară o flacără ce îi pârâra plămânii, nu l-au putut determina să-și părăsească odaia. Într-o noapte însă, nemai putând suporta canicula, s-a năpustit în stradă la ora 1, la doar umbra ceea ce fusese. Spera că se va putea furișa în parcul lui drag fără să fie văzut de nimeni, dar erau oameni peste tot în cartier, extenuați și turopiți în căutarea unei adiere mai răcoroase. George și-a lăsat atunci ochii în pământ și s-a îndepărtat de ei ca un exilat. Dar după un timp, el a observat că toți erau în continuare prietenoși cu el. Atunci a închipuit că domnul Catanțara nu le-a spus nimic, poate că atunci când se trezise dimineața din beție, uitase tot ce vorbiseră în timpul ultimei întâlniri. George a simțit cum începea treptat să-și recapete siguranța de sine. În aceeași noapte, un om cu care s-a întâlnit la un colț de stradă l-a întrebat dacă era adevărat că știa atât de multe cărți, iar când George a confirmat, omul a spus că era minunat că un băiat de vârsta lui să fi citit atât de mult. Da, așa este, a spus George, simțindu-se ușurat. Spera că de acum înainte nimeni să nu mai deschide discuția despre cărți. Iar atunci când după două zile l-a întâlnit pe domnul Catanțara din nou, nici el nu a mai spus o vorbă despre cărți. Deși George bănuia că el fusese cel care răspundise zvonul că le-a terminat de citit.
Într-o seară de toamnă, George a ieșit din fugă din casă, îndreptându-se către bibliotecă publică în care nu mai intrase de ani de zile. Peste tot în jurul lui erau cărți. Peste tot în jurul lui erau cărți și abia putându-și stăpâni tremurul interior, a numărat cu ușurință peste 100 de cărți, așa încât s-a așezat imediat la una dintre mese pentru a începe să le citească. Și asta este povestirea povestirea nouă din 13 cititori de vară, vedeți aici. Jole taxi se sali imasumat.